Natalia. Terminăm problema și după aceea... Da. Deci în figura... Ce? A. Deci în... D asta e, am demonstrat că B e D, F, paralelogram și cum are și o bisecție. D e B, F, paralelogram. Și cum B, D, B, D, bisectoare, într-un paralelogram în care diagonala e bisectoare, atunci A e B, F, A e B. A e? B. Nu, B A, e D, da. Cum aș nota? B e D, F. B e, B e D, F, este rom. B e D, F. B e D, F, este rom. Și de aici rezultă că D, F egal cu B, F. De atunci D, F. Egal cu B, F. Egal cu B, F. Și ne ducem repede după D, F supra B, C. D, F supra B, C. Scrim B, F. Supra B, C. Și egal mai departe, B, F ăsta supra tot B, C. Da. Egal cu A, D supra A, C. A, C. Nu? Egal da. Cu A, D supra A, C. E bine, ați acum... Puneți acolo A e B, F, paralelogram, scrieți... D e B, F. D... Ca să fie corect. Da, D, E, B, F, paralelogram. Corect. Perfect. Și cum B, D, bisectoare, da. S-a întâmplat că rom. Și am ajuns că D, F, supra B, C, egal putem cu B, F, supra B, C. Cu B, F, supra, da. Hai să scrim aici. Asta. Da? Și rostul ăsta de rapoarte. Da. Încât. Iată, vom spune că avem și D, F, D, F, supra B, C. De acord? Deci D, F supra, supra B, C. Egal cu B, F. B, F supra B, C. Dar nici... Noi am zis că D, F e congruent cu B, F, domn profesor. Da. Și în loc de D, F pe B, C, am scris... În loc de D, F, F pe B, C. Pe B, C, am zis B, F. B, F pe B, C. Pe B, C. Deci în loc de... Da. B, F. Aici e bine, nu? B, F. B, F supra B, C da. Este scris. Adică... Noi pe D, F supra B, C l-am transformat în B, F supra B, C, pentru că ele două sunt congruente, sunt egale. Hai să mai vedem încă o dată, ca să nu avem greutăți. Deci, B, F supra B, C tot, egal cu A, D. Supra C tot. A, D supra A, C. C, da. Da, A, D supra A, C. Bine. Și iată asta. A, asta. E, da. Da. A, D supra A, D supra C. B, F supra B, C egal cu A, D. Aici spun A, D, bine? A, D supra A, C. Supra A, C. Bine, hai să ne întoarcem. D, F supra A, B am undeva? D, D, F supra A, B. Am aici. Acolo, da. Deci, zicem. D, F supra A, B plus DF supra BC. Am undeva DF da, supra BC. Da, uitați tot acolo, în loc de DF supra BC, acolo la șterg, tocmai ce așterg, DF supra BC egal, era egal cu, în loc de DF am scris BF, pentru că erau congruente, domn profesor. Așa. Supra BC și era egal cu AD supra AC. Egal cu AD supra AC. Da. Deci egal cu, aici trebuie să spun BF. DF. DF. DF supra BC. Da. Așa. Și acum, în loc de D, F supra B, C, plus D, F supra B, C, D, F supra B, C, egal mai departe cu... Căutăm egalul D, F pe A, B. D, F pe A, B e egal și cu cine? Ori cu F, C supra B, C, ori cu D, C supra C. Păi asta e, în care nu convine mai mult, nu? Cred că asta e, F, C supra B, C. Da, da. F, C supra B, C, plus... Egal al lui DF supra BC. Egal al lui DF supra BC. Adică DF supra... BF supra BC. BF supra BC. Și egal mai departe. Dar numitorul este comun. Atenție, avem adică numitorul comun BC. Adică FC plus BF, adică 1. BC supra FC plus BF. FC.
plus și 1 supra BC, dă. Egal cu 1. C. Deci faci tot BC. Și egal cu 1. Și egal cu 1. Și date probleme. Nu, și vezi? Da. Reiau încă o dată ideea. Deci, care a fost mezul problemei? Asta, paralelogramul cu rombe, eu zic că... Aici a fost cheia. Ca să deci, ne ducem. Practic, după ce am arătat în paralelogram, într-un paralelogram bisectoare, face ca paralelogramul să devină romb. Odată devenim romb, înseamnă că avem toate laturi legale. Și îl jucăm foarte bine. Că am avut aici DF supra AB. DF supra AB a fost foarte clar că putem laturile triunghiului ăsta de sus, pe laturile triunghiului mare, putem scrie asta fără nicio emoție. Când ne-am dus la DF supra BC, a trebuit să arătăm birom. DF supra BC, nu puteam pe DF cu BC. Nu. Ci atunci, cum DF este cât BF, din cauza faptului birom, atunci merge BF pe BC. Supra pe BC, egal cu AD supra, supra AC. AC, corect. AC. Și de aici încolo problema și-a dat drumul fără nicio emoție. Și în clipa în care am scris încă un lucru important. Relația care mi-a cerut autorul, am transcris-o altfel. El mi-a spus, ne-a cerut să-l arătăm că 1 supra B plus 1 supra BC egal cu 1 pe DF. Da. Și noi am amplificat cu DF, cu DF. Am transcris-o într-o relație echivalentă și această formă de scriere era mult mai evidentă, mult mai mult la îndemâna noastră. Da. Da? Haideți să punctăm, să zicem așa, momentele importante aceste probleme. Da. Momentele importante ale acestei probleme. Adi, aș vrea să insiști tu. Care sunt momentele importante? Că B e DF paralelogram și cum avem B, D diagonal, atunci B e DF rom. Deci pasul, prima chestiune. Pasul, sau dacă vreți, una din, o etapă importantă, da? Importantă. ABCD, nu ABCD, BEDF paralelogram, BEDF paralelogram, BD bisectoare, acolată din cele două, resecă, B, E, D, F, rom. B, E, D, F, rom. Adică, practic, am consumat primul moment important al problemei. Momentul 2. Că A, B, supra, egală cu B, F, supra, B, no. Scrie relație. Relația care a încercat autorul, am transcris-o altfel. Adică relația care, 1 supra B, chiar notăm așa, 1 supra B, plus 1 supra B, C, supra DF bară, mulțim totul cu DF, DF și rezultă că relația din concluzie, chiar așa spuneți, rezultă că relația din concluzie se transcrie în, se, da, se transcrie în DF supra AB egal cu DF supra BC. Deci așa devine ea, DF supra AB egal cu DF supra BC. Nu? S-a înțeles toată lumea acum. Da, 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 s-a mulțit cu DF. Așa. Asta a fost al doilea moment important. Al treilea moment. DF supra AB, DF, DF supra AB egal cu FC supra BC, da? Și egal cu DC supra C. Asta din teorema lui Thales, făcând rapoarte proporții derivate, nu? Deci al doilea, al treilea moment a fost, da? Al patrulea moment.
când am luat pe DF supra BC, DF supra BC, DF supra BC, cum DF este cât BF, atunci am redus raportul DF supra BC la BF supra BC. Corect. Scrim asta, da? Deci, al doilea lucru care aveam era DF supra BC, da? DF supra BC. Și cum am de-a face cu rom, în loc de DF supra BC, am zis BF supra BC. Și BF supra BC egal și cu cine? Cu AD supra AC. Egal și cu AD supra AC. Și atunci, din cele două, le-am luat, le-am lucrat, ați văzut și a apărut undeva aici DF supra AB plus DF supra BC la momentul care este acum, momentul 5. Da? Momentul 5. DF supra AB plus DF supra BC egal cu FC supra BC, FC supra BC plus BF supra BC. Și fiindcă BC e comun, deci a ieșit, l-am adunat și face 1. Am împunctat aceste lucruri pentru că merge să ținem foarte clar. Pentru că s-au făcut niște chestii aici ca să iasă problema. Da, deci totul a curs. Dacă am avut inspirația să arătăm că asta este rom, da. Și apoi am transcris relația, aici a fost cheia. Da? Și pe urmă teoremă lui Thales, folosite. Să facem sinteza, profesor. Da, sinteza. Părei? Gata. Nu mai facem altceva, după mine e plutică. Da. Aștept tabla, Tudor, hai! Bagă viteză! Stați roabe și ancă, îi facă poză la problema 12. De sinteza... Ore. Sinteza ore. Teorema... Teorema bisectoare. Teorema bisectoare. Teorema lui Thales. În prima problemă ce am făcut? În prima problemă am făcut verticală, am avut așa. N-am avut abisectoare. În prima problemă am avut paralelogram și Thales. Așa. Paralelogramul și pe diagonal a fost exact. La ce punctele e aceleași, da. Paralel. Exact. Da, și mai e o parte. Uite, asta e 12. Deci sinteza? Sinteza ore. Ore. Deci am avut paralelogram. Paralelogram. Apoi teorema. Teorema lui Thales cu derivatele sale. Proporții derivate. 2. 3. Am avut teorema bisectoare. Patru. Problema asta care am făcut acum. Asta, buie de paralelogram. Deci, un paralelogram devine rom atunci când... O problemă în care am punctat vreo 4-5 lucruri importante. Paralelogramul cu diagonala bisectoare, diagonală bisectoare, rezultă că paralelogramul este rom. Paralelogramul este rom. Bravo, Miruna. Adi, ce-am mai punctat aici, rog?
și eu ce am. Așa, la a doua problemă, domn profesor, cu teorema bisectoarei, rombul și paralelogramul. Paralelogramul cu diagonala bisectoare devine romb. Și artificiul la care l-am făcut, am multiplicat DF-ul, domn profesor, a fost iar momentul. Așa. Relația cerută transmisă într-o echivalență, da? Care n-a... Relația cerută transmisă într-o echivalență. Corect. Transmisă în una echivalentă. Apoi am fost invitat acolo teorema lui Thales, nu? Da, și... teorema lui Thales și teorema bisectoare. Așa. Acolo. Paralelogram, rombul, proprietăți, probleme. Teorema. Cam asta, domnul. Și proporții derivate. Cam astea. Da. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit pe profană și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați să dați și share. Asta trebuie să ne spunem cu vedeam pe primul. Așa, dar ne oprim aici. La revedere. La revedere. Vineri, cred. Vineri, da. Ce vineri? Vineri, da.